Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Best Jobs. Sunt Carmen Zaharia și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Invitații noștri de astăzi sunt domnul Cătălin Măgirescu, firma de advertising. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Domnișoara Ana Rusev, își dorește un post de project manager de proiect. Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul Gabriel Avăcărițe, colaboratorul nostru de suflet, care ne ajută de fiecare dată să punem puțină lumină în problemele pe care le avem. Mulțumesc de invitație! În ceea ce ține de comunicare și imagine personală. Aveți ocazia să discutați cu această candidată, prima noastră candidată, și o să vă, eventual dacă sunt mai multe întrebări, o să vă opresc eu la un moment dat pentru ultima întrebare. Am înțeles. Spune-mi, te rog frumos, despre experiența care ai avut-o până acum, dar pe project management și legat de web design și de SEO. Competențele mele se încadrează în cele ale unui project manager. Într-adevăr, n-am lucrat până acum într-o companie de advertising, materiale publicitare, web design, dar am lucrat în domeniul ca și manager. Ca și manager am coordonat echipe pentru... Am înțeles. Dacă la un moment dat va trebui să ai o legătură strânsă cu departamentul de vânzări, după vei avea legătură cu echipa, da? Și cel mai mare... timp vei petrece cu clientul care îl vrei prelua. Să spui dacă ești ok cu asta, dacă poți să coordonezi echipa în așa fel încât să fie totul bine. Știu că implică foarte multe în coordonarea echipei și tuturor persoanelor. Da, sigur că da. Știu că uneori e nevoie și de ore târzii să lucrează și peste program. Cel puțin unde am lucrat eu ca și project manager, am lucrat foarte mult și peste program. Și da, sunt ok cu asta. Da, și mai e o altă, nu știu dacă e problemă pentru tine, deplasări. Se va întâmpla uneori ca să trebuiască să pleci două, trei ori pe lună, uneori nu, dar în afara țării de fiecare dată. Da, după cum ai văzut și în CV-ul meu, acolo am scris că 25% sunt dispusă să plec. Deci n-ar fi o problemă, da. Perfect. Și... referitor la plată, eu nu pot momentan să-ți explic exact cum stau, va fi la interviu preliminar, dar va fi plata normală și plata pe comisiune, asta în funcție de cum descurci. Totul va fi pe bază, noi plătim în funcție de performanță și calitatea serviciilor care le prestez ca angajat la noi. Sper că este ok și asta cu tine. Sigur. În restul joburilor pe care le-am avut ca și project manager, la fel, am avut valorificare financiară pe bază de comisiuni de asemenea, în afară de partea standard. Da. Și o ultimă întrebare, dacă se poate. Da. Dacă ai avea un proiect și ai un termen, un deadline, proiectul nu este gata, mai necesită modificări, mai ai nevoie de anumite schimbări. Și ce preferi, să-l predai așa neterminat la terminul limită sau să mai aștepți puțin să întârzi cu el și să-l dai perfect, gata, făcut? Deci mă întreb dacă e ok să-l trimit nefinalizat sau necesită modificări. Da. E o întrebare foarte dificilă pentru că nicio variantă nu e bună, nu e ideală, dar prefer să câștig încrederea unui client pe termen lung. Consider că e mai important ca clientul să știe, să aibă încredere în calitatea produselor noastre și atunci să... prefer să omit, eu știu, deadline-ul și să întârzi, dar să trimit calitatea produsului final. Am înțeles. Referitor la limba engleză, noi lucrăm foarte mult internațional, global, nu lucrăm neapărat cam 5%, cred că, național. Am văzut că pe CV-ul tău ai o diplomă de Cambridge da? Și te-ai descurcat foarte mult, dar va trebui să comunici foarte mult pe e-mail, telefonic, Skype. Da. Da, este ok cu tine. Sunt obișnuită, da, cu modalitatea asta. Am înțeles. Ok. E suficient întrebările. Gabriel, aș vrea să te întreb mai întâi despre interacțiunea celor de invitați ai noștri de astăzi. Ce poți spune despre interacțiunea lor? A fost o interacțiune foarte bună. Am de a face două persoane mai degrabă retrase, nu neapărat foarte expansive, însă au comunicat bine și cu și vizual și prin răspunsuri scurte, mici gesturi de confirmare pe fiecare frază, pe fiecare cuvânt. Au fost idei pe care s-au preluat de la unul la celălalt. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o comunicare foarte bună. Și de altfel, în general, a fost un dialog bun.
din care au lipsit niște lucruri, probabil inevitabil într-o durată scurtă și într-un context artificial, au lipsit anumite elemente, însă întrebările au fost foarte bune. Mie mi-a atras atenția, în special, acel mic studiu de caz. Nu? Ce face în situația în care se întâmplă așa? Deadline-ul. Răspunsul candidatei a fost de asemenea bun prin faptul că a scos în evidență situația imposibilă în care te afli, nu în momente de... E greu să alegi între a face treaba pe jumătate și a nu face deloc. Aici contează foarte mult în ce măsură se potrivește alegerea ta cu cea celui cu care stai de vorba, managerului, pentru că sunt unii... Valorile celor doi sunt importante. Da, sunt unii manageri pentru care este foarte important deadline-ul. Pentru altul poate să fie importantă calitatea și acolo pierzi. De-aia, în general, e bine să ai un răspuns mai în doi peri aici. Exact. Să nu fii foarte fer nici într-una, nici o dată. Aș fi fost o idee să întrebe dumneavoastră ce ați vrea. Aș fi cerut, da, cred că ăsta era răspunsul. Eu aș fi discutat cu colegii, cu superiorii, cu cei mai apropiați și aș fi venit cu propunerea să... Împreună le luăm decizia cea mai bună. Până la urmă, sunt situații în care trebuie să pasezi responsabilitatea într-un mod elegant și calificat, adică dându-i celuilalt toate informațiile, istoricul lucrurilor și așa mai departe. Dar era, e o întrebare dificilă care... Necesită un răspuns foarte bine adaptat. Absolut. E foarte bun pentru manager, de fapt. Când angajezi un manager, trebuie să întrebi și așa ceva, neapărat. V-ați confruntat în realitate cu astfel de situație? De multe ori. O persoană care a făcut, nu alegerea care v-ar fi... Chiar eu am fost persoana care a trebuit să fac alegerea asta. Și de fiecare dată a trebuit să mă consult și a trebuit să văd cum e clientul, să mă dau după el neapărat. Dacă cumva nu puteam să întârzi, făceam prima variantă. Contează foarte mult relația cu clientul aici și treaba managerului de proiect este tocmai să obțină toată informația necesară astfel încât să se poată lua decizia bună. Dacă pentru client este decisiv să aibă la momentul ăla, atunci trebuie să livrezi. Exact, măcar îți dai ceva, nu e terminat, dar măcar știi ce e vorba, vede înainte. Știi că mai poate mai dă în câteva zile, ok, măcar știm că suntem pe drumul cel bun. Oricum, înțeleg că a fost un plus faptul că domnișoara a oferit un răspuns destul de flexibil. Da, dar putea fi mai bine, asta am observat, care putea fi mai bine prin această adăugire. Luăm decizia împreună. Eu pun toată informația pe tavă și luăm decizia împreună. Eu m-am pus în pielea project managerului, a persoanei care chiar trebuie să coordoneze și să aibă responsabilitatea în spate. Și atunci am zis, da, cu siguranță, cu puțină flexibilitate, în funcție de client, pe durata proiectului îmi dau seama dacă e genul de persoană care își dorește să vadă un rezultat sau să vadă încă un pas din proiect, în funcție de asta. În general, însă că sunt situații dintre acestea în care orice ai alege pierzi, trebuie să vorbesc cu cineva deasupra ca să alegem ce pierdem. Ce e mai puțin alegi important. Alegi mijlocul și mai vorbești cu încă cineva, ca să fii sigur să nu pierzi. Da. De asemenea, au fost răspunsuri în general bune și ce mi-a atras atenția au fost mai degrabă lipsurile decât ceea ce s-a spus față de alte momente. De exemplu, m-aș fi așteptat să obțin mai multe detalii despre activitatea de conducător de proiect anterior. În multe situații, acolo cred că a fost și o frază care nu s-a încheiat, ceea ce în general dă rău, adică nu mi este limpede ideea dacă nu pot să pun punct la propoziție, la frază. Ori, în general, asemenea momente dau rău, strică imaginea și îl incită pe conlocutor să piseze, să întrebe, ok, unde, dacă, de ce, ce ai făcut acolo, de ce ai plecat și alte lucruri de felul ăsta. Dacă închizi frumos fraza, se închide și senzația pe care o are cel care nu scapă, mai urmează și proba eliminare. Deci, mai e momentul. Mai există o perioadă de confruntare. De asemenea, angajatorul nostru a adus în discuție plata și faptul că, deși nu poate da foarte multe detalii, una dintre coordonatele, să zicem, ale plății este faptul că se plătește la comision. Este important să oferă astfel de repere? Absolut. Tot ce e legat de partea financiară este extrem de important, nu? Pentru că o vorbă, o virgulă poate însemna foarte mult și era un lucru esențial pentru poziția asta și pentru modul în care este concepută. Mi-a atras atenția, dar ăsta cred că e un lucru care se întâmplă foarte des în zilele astea, faptul că cel care își caută de un loc de muncă este foarte dispus să accepte tot ce se prezintă. Adică, cel puțin în prima instanță, la interviu. Da, ai vorbim de momentul ăsta. Adică se lucrează peste program, e ok, sunt disponibil. Este plata flexibilă, ok, după 3 luni, se poate pleca peste hotar, deplasări, da, nu e nicio problemă. E în regulă să fie, e în regulă să fie așa dacă realmente candidatul asta crede că jobul respectiv merită și... În același timp, însă, cred că merită subliniat. Țineți ideea. Hai să vedem ce merită subliniat. După